Mehedințeanul s-a dat de gol că deține arme după ce la mijlocul lunii aprilie, în urma unei neînțelegeri cu un consătean, l-a amenințat pe acesta cu un pistol. Sesizați, polițiștii au intrat pe firul poveștii și în această dimineață au descins la domiciliul bărbatului, iar bănuirile s-au adeverit. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor un pistol metalic, un pistol cu bile, 14 tuburi de cartuș goale, și un glonț, bunuri deținute fără a respecta legislația în vigoare. Armele au fost confiscate de polițiști, iar posesorul lor s-a ales cu un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.